Bună seara tuturor! Este că e ceva inedit? Normal. SOS România. Și aici avem o mică parte din reprezentanții SOS România. O mică parte din oamenii extraordinari care au făcut ca mișcarea SOS România să fie cea mai importantă mișcare de trezire a națiunii române și de renașterea conștiinței naționale. Noi nu avem presă, noi nu avem bani să plătim televiziunile, suntem în campanie electorală și totul costă 10.000 de euro minut. Ca eu să-mi prezint și toată echipa SOS România să prezinte programul de guvernare, ne-ar fi trebuit 10.000 ori 60, 600.000 de euro. 600.000 de euro pe care noi avem. Așa că o să vă prezentăm programul de guvernare așa cum v-am obișnuit eu. Un om cu un telefon care a reușit să facă și un partid, să ajungă și europarlamentar și care a reușit să răstoarne clasa politică cu sus în jos și să facă această curte constituțională să distrugă ordinea constituțională și să dea o lovitură de stat pentru a scăpa de omul șoșoacă, de omul cu telefonul. E țin să vă spun că n-ați scăpat și că de ceea ce fugiți nu o să scăpați niciodată. Cred că îi știți pe acești minunați oameni care sunt aici și care au înțeles că România trebuie salvată. Că România emite semnalul SOS. Țin să vă anunț că, deși suntem cel mai tânăr partid care chiar contează și a ajuns și în Parlamentul European, suntem pe locul 2 la numărul de candidați după PSD. 636 de candidați pentru Senat și Cameră, al doilea partid după PSD, evident, surclasând celelalte partide care, deși sunt parlamentare, au zeci de milioane de euro de cheltuit, au bani de campanie, nu prea au oameni. Pentru că n-au prea avut ce să pună pe listă. Probabil de aceea au pus tot felul de baroni locali, de infractori și de condamnați pentru, mai ales pentru devalizări ale statului român. Mai mult decât atât, după acea hotărâre a Curții Constituționale, prin care s-a dat adevărata lovitură de stat împotriva statului român, s-au alăturat mișcării SOS România foarte mulți avocați, foști magistrați, consilieri juridici, oameni cu pregătire juridică, dar și economiști, profesori și ingineri. Vreau să vă spun că după decizia, după hotărârea CCR, avem pe listele partidului SOS România un procent de aproximativ 35 sau 40% juriști. Evident că avem și, da, a căzut și tricolorul de atâta emoție. Lasă-l acolo, e ok. Vreau să vă spun că le mulțumesc tuturor acestor oameni care au înțeles ce înseamnă SOS România și cum putem noi să salvăm această țară. Mai mult decât atât, vă prezentăm sediul de campanie al partidului SOS România. Nu se putea să fim decât în coasta lor, pe Alea Modrogan, numărul 6, față în față cu Marea Viloaie și cu hectarele PNL-ului și puțin mai încolo de PSD și puțin mai încolo de Guvernul României, că doar ne așteaptă să fim foarte aproape de USR și mai ales suntem foarte aproape de Ministerul Afacerilor Externe. Am înțeles că peste drum este și o casă conspirativă a SRI-ului, le urăm succes, la noi ușile sunt deschise. Dar haideți să discutăm un pic despre programul de guvernare
SOS România. Partidul SOS România este unica mișcare de renaștere a națiunii române și de trezire a conștiinței naționale care ne redă românilor suveranitatea și independența și bunăstarea. Ce iar au intrat pe telefonul meu? Deci îi mulțumesc SRI-ul Dâncoa că în direct filmează. În direct SRI-ul a intrat pe SOS România. Am auzit și eu că vorbea. Da. Deci există, deci oamenii de la SRI au intrat în direct pe telefonul meu. Au greșit butonul. Da. L-am dat pe silent ca să nu-i mai auzi. Dar nu înțelegeam ce se întâmplă. Ați auzit și voi, așa e? A fost greșeală. Ei spun că m-am auzit. Ce? Când în tot? Cum? Că tu ești, dar am zis eu așa. Ce provocări? Că n-am zis greșeală. Și încoace? Încoace nu mai vorbește. Ba. Ciucă. Da, pe nu mi-a zis. Hai, mai faci și bun și am te-ai băgat pe provocări. Să dai așa mie. De ce ți? 2,1, dar jumătate ce l-am dat eu. O fi un clip de pe TikTok și... Nu. Este ce vorbesc ei cu Ciucă de vis-a-vis. Mi s-a mai întâmplat. Ba da, că mai avut eu, i-am și filmat și le-am dat în filmările. Am intrat la ei pe online, pe live. Bun, hai să intrăm la copii. Hai, la altă-i femeia lui. Hai să trecem la altă. Da. Mulțumesc, SRI-ul. Cum și-a auzit numele, mă? Hai să ne întoarcem că... Nu, face... lasă-l, nu mai trebuie să-mi iau telefon. Da? Ah. Mulțumesc, SRI. Da. Deci rămânem fără TikTok. Da? Păi ce să fac? Da. Dar dacă îl dai pe silent... Tu? E bine, e la Călin. Da? Bun. Ok. Foarte tare, ca să vedeți ce înseamnă live. Voi lasă-l Dumnezeu. Bun. Deci, totuși, deși SRI încearcă să ne anuneze toată această acțiune, vreau să vă anunț că Partidul SOS România este unica mișcare de renaștere a națiunii române și de trezirea conștiinței naționale, care le redă românilor suveranitatea, independența și bunăstarea. Partidul SOS România le propune românilor cei mai buni și mai pregătiți candidați pentru Parlamentul României, profesori și intelectuali de renume, cum sunt profesorul Florian Colceag, antrenorul de genii, profesorul Alexandru Amititeloae, cel mai bun constituționalist al României, jurnalistul Dumitru Manea, directorul revistei Certitudinea, cunoscut prin numele său literar de Miron Manega și mulți alții. Partidul SOS România consideră că politicienii trebuie să acționeze dezinteresați, iar activitatea lor trebuie să fie pusă în slujba poporului și a țării și să servească cetățenilor și interesului național, nu interesului personal sau de grup. Politica nu trebuie să fie un mijloc de promovare a intereselor proprii, ci un mijloc prin care partidele și oameni politici să vină în sprijinul și în apărarea cetățenilor să reprezinte garanția libertății, suveranității și prosperității lor. Partidul SOS România este singura alternativă politică credibilă, capabilă să oprească noua politică a globaliștilor, neomarxismul în abuzurile sale și să pună capăt declinului României și al Europei, declin moral, spiritual, cultural, economic, educațional, de securitate și financiar. În acest context foarte dificil pe care îl traversează România sub aspect economic, sub aspect social și sub aspect al identității naționale, singura soluție viabilă este adoptarea unei doctrini axate pe întărirea spiritului național și o politică economică suverană în beneficiul tuturor românilor. Conștienți de criza profundă în care se află România și de datoria pe care o avem față de popor și țară, luând în considerare gravele dezechilibre pe care deciziile actualor guvernanți le-au creat în economie și în viața socială și ținând cont că marea majoritate a cetățenilor români așteaptă soluții și reforme imediate pentru a reînvia speranța în viitorul lor și al familiilor lor, Partidul SOS România propune programul SOS România. Vi-l voi spune pe scurt, ulterior îl voi detalia pe aspectele principale, pentru că Partidul SOS România conține câteva sute de pagini ale programului, are un program de guvernare de câteva sute de pagini, pentru că este făcut pe 5 ani, 15 ani, 25 de ani, 50, 100
500 și 1000 de ani. Exact cum fac chinezii. Pentru că viziunea noastră este și o Românie independentă, suverană, mare și peste 1000 de ani. Partidul SOS România va apăra în Parlamentul României dreptul românilor de a folosi lemnele de foc și centralele de gaz, lucruri pe care alții vor să le interzică. Vom deschide minele de cărbune. Partidul SOS România va apăra dreptul românilor la hrană sănătoasă, vom elimina standardele duble la produse și vom proteja fermierii și agricultura românească. Partidul SOS România va încuraja folosirea banilor cash și va simplifica regulile fiscale, va reduce taxarea muncii pentru toți românii și va reduce vârsta de pensionare la maxim 60 de ani. Va reduce toate taxele și impozitele și vom reduce progresiv impozitele pe proprietate pentru cetățenii români până la anularea acestora. Partidul SOS România va păstra leul ca monedă unică națională. Va obține neutralitatea României, va opri implicarea României în război, va opri sponsorizarea Ucrainei prin sistarea tuturor ajutoarelor financiare și armate acordate Ucrainei și cetățenilor ucraineni și va menține pacea în Europa. Partidul SOS România militează pentru ieșirea României din Organizația Mondială a Sănătății și pentru anularea tuturor normelor impuse de OMS în România, precum și pentru abrogarea tuturor dispozițiilor care impun obligativitatea actelor medicale în mod direct sau indirect. Partidul SOS România apără toate drepturile și demnitatea românilor din diaspora, sprijinind prin măsuri active întoarcerea românilor din diaspora acasă. Partidul SOS România va bloca și a blocat toate legile care îngrădesc și limitează libertatea de circulație, de exprimare și de activitate economică a românilor. Partidul SOS România apără suveranitatea României, superioritatea Constituției Naționale față de orice altă instituție internațională sau europeană și reinstaurează supremația Constituției României. Partidul SOS România va recuceri și va impune dreptul României de a avea o politică externă proprie și suverană. Vom recupera resursele României din mâinile multinaționalelor și străinilor și vom elibera țara de bazele militare străine, întărind în același timp Armata Națională a României. Vom elibera justiția de ingerințe străine și vom impune supremația Constituției României în instanțe. Vom abroga toată legislația impusă de UE care încalcă Constituția și normele de drept român și care contravin intereselor României. Vom recupera banii țării prin obținerea de fonduri europene pentru construcția de autostrăzi, sisteme de irigații și construirea canalului Dunăre-București. Vom dezvolta portul Constanța până la nivelul de cel mai important port din Europa. Vom elibera agricultura, zootehnia și fermierii de restricțiile Bruxelului și vom sprijini pe fermierii români ca să ne producem singur hrana, stopând importul de mâncare de mâna a doua din străinătate. Partidul SOS România va opri definitiv importul de deșeuri din Europa. Vom stopa traficul de droguri și de carne vie. Respingem categoric cotele de imigranți prin care se dorește înlocuirea românilor cu alte naționalități. Vom reindustrializa România prin recuperarea furturilor din avutul statului și folosirea acestor bani pentru investiții și crearea de locuri de muncă bine plătite. Vom aloca fonduri pentru persoanele cu dizabilități prin care să le fie asigurate condiții de viață decente și prin care persoanele cu dizabilități să aibă parte de tot respectul și siguranța. Vom obține gratuitatea tuturor intervențiilor medicale de orice fel pentru copiii până la 18 ani. Vom reforma total sistemul de sănătate pentru ca acesta să răspundă în mod real și eficient tuturor nevoilor românilor. Vom reforma sistemul de învățământ pentru ca acesta să stimuleze genialitatea și creativitatea copiilor noștri și să îi pregătească pentru succesul în viață. Partidul SOS România va obține încheierea de acorduri bilaterale ale României cu statele unde muncesc românii din diaspora pentru garantarea pensiei acestora și întocmirea actelor necesare, dar și pentru despăgubirea românilor în urma abuzurilor suferite în aceste țări pe care le-au dezvoltat prin munca lor.
Vom acționa pentru ca românii aflați în Uniunea Europeană la muncă să fie egali în drepturi cu cetățenii acelor țări și vom obliga ambasadele și consulatele românești să acorde sprijin efectiv și real românilor din diaspora prin servicii oferite 24 de ore din 24. Partidul SOS România protejează valorile și tradițiile creștine românești împotriva globalismului și a agendei LGBT. Partidul SOS România interzice educația de gen, operațiile de schimbare de sex și căsătoriile între persoane de același sex care nu pot fi recunoscute pe teritoriul României sub nici o formă. Misiunea Partidului SOS România este protejarea drepturilor tuturor românilor din țară și străinătate, promovarea culturii și tradițiilor românești indiferent unde ne aflăm, apărarea credinței în Dumnezeu, sprijinirea comunităților de români din diaspora pentru a ne păstra unitatea și forța, apărarea intereselor economice și sociale ale României pe plan internațional. Partidul SOS România luptă pentru o Românie bogată, puternică și respectată în Europa și în întreaga lume, o diasporă unită care își păstrează rădăcinile și contribuie la dezvoltarea țării noastre, respectarea și protejarea tuturor pensionarilor din România care au construit această țară, respectarea și protejarea persoanelor cu dizabilități, o justiție corectă și accesibilă tuturor românilor, un sistem de sănătate accesibil, gratuit și respectuos față de toți românii, refacerea învățământului din temerii și readucerea învățământului românesc pe primele locuri în lume, readucerea românilor de pe meleaguri străine acasă, sportul, domeniu de interes național, reindustrializarea României și refacerea agriculturii, protejarea totală a copiilor și tineretului și oferirea de locuri de muncă bine plătite după ce ies de pe băncile școlii. Votați Partidul SOS România, unica mișcare de renașterea națiunii române și de trezirea conștiinței naționale condus de subsemnata Diana Iovanu Șoșoacă, apărătoarea tuturor românilor și apărătoarea credinței strămoșești. Pentru cei care mai au răbdare, îi invit la un program de guvernare mai detaliat. Mai puteți? N-avem încotro. Programul SOS România este alcătuit dintr-o serie de reforme și măsuri concrete, a căror implementare nu mai suportă amânare, măsuri menite să rezolve toate problemele, dezechilibrele și disfuncționalitățile din prezent și să prevină apariția acestora pe viitor. Reforma fiscală. Asigurarea resurselor financiare, materiale și umane în economie, creșterea veniturilor nete ale populației, respectiv a lichidității companiilor printr-o reformă fiscală imediată axată pe, în primă fază, reducerea drastică cu 50% a taxelor și impozitelor asupra forței de muncă, măsură care va conduce pe de o parte la creșterea veniturilor nete ale salariaților, mai mulți bani în mână pentru fiecare salariat, cu influență directă asupra creșterii consumului populației, iar pe de altă parte, diminuarea cheltuielilor antreprenorilor cu forța de muncă și implicit la creșterea lichidităților companiilor cu influență directă asupra aducerii în zona fiscalizată a veniturilor reale ale salariaților, respectiv la diminuarea muncii la negru. Aplicarea, deci, următoarea fază, de la reducerea drastică cu 50% a taxelor și impozitelor, să ajungem la 10%. Zeciuială. Pentru că nu muncim ca să plătim un stat care, la momentul ăsta, chiar nu face nimic pentru români. Reforma sistemului public de pensii. Reformarea sistemului public de pensii printr-o abordare responsabilă a contribuțiilor viitoare la fondul de pensii care să asigure reglementarea și supravegherea strictă a acestuia, investirea pe fondurile în active sigure, garanții și mecanisme pentru siguranța contribuțiilor cetățenilor. Revenirea la legislația de dinainte de 1989 în materia pensiilor singura, echitabilă și corectă.
Sistemul public de pensii se va baza strict pe principiul contributivității. Vom institui pensia minimă garantată pentru toate tipurile de pensii, pentru limită de vârstă, handicap, de boală, etc. Și, evident, anularea pensiilor speciale. Reforma socială. În concepția partidului SOS România, la baza renașterii unei Românii suverane și independente, stă familia și valorile ei tradiționale, credința în Dumnezeu și dragostea de neam și de țară. Vom institui programe de stimulare a natalității și programe de protejare și sprijinire a familiilor tradiționale, formate din bărbați și femeie biologici născuți așa. Vom mări alocațiile pentru copii și minori la niveluri care să acopere cheltuielile legate de activitățile aferente vârstei acestora, astfel încât să poată fi asigurată dezvoltarea unor generații sănătoase, performante și educate în spiritul păstrării și promovării valorilor și identității noastre naționale. Vom implementa programe de creștere a speranței de viață prin consolidarea asistenței medicale primare, dobândirea comportamentelor preventive și gestionarea bolilor cronice de către sistemul public de sănătate, acces rapid la asistență medicală primară și planuri de sănătate individualizate, alimentație sănătoasă cu produse tradiționale românești, introducerea unui program de finanțare a achiziționării de locuințe, inclusiv pentru acei copii care își doresc să stea lângă părinții lor și să-i ajute, de ce nu, dacă își doresc, să-și achiziționeze locuințe în apropierea părinților lor pentru a le fi aproape. Vom crea instituții de finanțare, achiziționării de locuințe adecvate numărului de membri ai fiecarei familii la prețuri accesibile și pe perioade lungi de timp, astfel încât ratele lunare să nu afecteze semnificativ veniturile familiilor. Vom iniția legislație care să asigure protecția, promovarea și stimularea educației religioase la toate nivelurile. Vom milita pentru reintroducerea instituției senatorilor de drept, ca măsură prin care reprezentanții bisericilor creștine și ai celorlalte culte religioase prezenți în Senatul României să conducă la sporirea calitativă a factorului decizional și la creșterea responsabilităților bazată pe profesionalism, competență și autentic patriotism și la apărarea credinței noastre strămoșești în virtutea înaltei lor calități sau demnități. Reforma sistemului sanitar. Este nevoie urgentă de reformarea radicală a sistemului sanitar din România. Sistemul sanitar din România este cel mai slab din Uniunea Europeană și ne confruntăm continuu cu un exod masiv de personal calificat, dar și încălcarea drepturilor pacienților. Medicii bine pregătiți aleg adesea să părăsească țara și să lucreze în străinătate, în condiții mai bune și pe salarii mai generoase. Pe de altă parte, pacienții aleg să se trateze în străinătate. De la aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, peste 100.000 de medici și-au găsit loc de muncă în altă țară, în condițiile în care o treime din posturile disponibile, în special în zona rurală, sunt vacante. Vom institui programe extrem de stimulative pentru medicii care își desfășoară activitatea în zonele rurale, astfel încât și oamenii de la țară să aibă acces liber și gratuit la sănătate și la programele medicale. Vom elabora de urgență un pachet de legi care să asigure reformarea radicală a sistemului sanitar din România și elaborarea unui plan național privind construcția de dispensare și spitale pe întreg cuprinsul țării, cu toate facilitățile, dotările și echipamentele necesare desfășurării în condiții de siguranță maximă a activității personalului medical și auxiliar, atât în ceea ce privește activitatea curentă, cât și în situații de criză. Se impune renovarea spitalelor existente și dezinfectarea lor pentru combaterea infecțiilor nozocomiale, primul motiv pentru care pacienții mor internați în spitalele din România.
Reforma sistemului de învățământ. Actualul sistem de învățământ din România este unul falimentar, neperformant, bazat pe cantitate, pe învățare mecanică, fără o componentă spirituală, un sistem în care copiii, adolescenții și studenții sunt apreciați în funcție de cantitatea de informații memorate, animați fiind doar de aspectul material, fără încredere în forțele proprii, fără un sens în viață, fără respect față de ceilalți și față de sine. În cei peste 32 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, au avut loc o serie de așa zise reforme ale învățământului, care nu au ținut cont de tradiție și obiceiurile noastre naționale, de istoria noastră, de limba, cultura și literatura noastră, de spiritul nostru național, elemente care definesc identitatea noastră ca țară, ca națiune, ca neam și ca popor. Aceste reforme au fost mai degrabă încercări nereușite de a copia sisteme mai mult sau mai puțin performante din alte țări, fără consultarea celor care participă activ în procesul de educație și fără să se gândească cineva la sistemul Spiru Haret sau la domnul profesor Florian Colceag. Cel mai important capital este capitalul uman, iar viitorul unei națiuni depinde de sistemul de învățământ, de modul în care ne educăm copiii, pregătindu-i pentru a se dezvolta personal și a avea succes în viață, nu la școală, pentru a progresa, pentru a avea un sistem de învățământ bazat pe calitate, este nevoie în primul rând de investiții. La ce să ne așteptăm că niciun guvern de până acum nu a respectat prevederea din Legea Educației Naționale care spune că pentru finanțarea educației naționale se alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale minim 6% din produsul intern brut al anului respectiv. De ce mai avem legi dacă tot nu se respectă? Partidul SOS România va aloca minim 6% din produsul intern brut al anului respectiv pentru învățământ. Partidul SOS România propune o serie de măsuri concrete, soluții menite să rezolve problemele și disfuncționalitățile din sistem și să asigure reforma radicală și irreversibilă a învățământului românesc. Domnul profesor Florian Colceag are deja legea învățământului pregătită cu o perioadă de implementare între 4 și 8 ani. O parte din programul de refacere a învățământului l-ați urmărit la școala de vară, evident, printr-un program pe care ni l-a prezentat un profesor Florian Colceag, iar partea juridică a fost lucrată de mine, un program care are peste 120 de pagini, dar care se bazează pe principii, în primul rând. Elaborarea celui mai ambițios plan de investiții în infrastructura educațională prin construcția de noi unități de învățământ și auxiliare la toate nivelurile, pe tot cuprinsul țării. Din 1989 și până în prezent, nu numai că nu au fost investiți bani în noi unități de învățământ, dar au fost desființate o serie de unități de învățământ existente. Vom investi în unități noi de învățământ neaglomerate, care să asigure toate activitățile auxiliare procesului de învățământ și care să ofere copiilor și tinerilor, indiferent de condiția socială, dezvoltarea nerestricționată a identității personale, a aptitudinilor și dorințelor, viselor la care aspiră fiecare tânăr cetățean al României. Vom înlocui sistemul actual în care elevii sunt obligați să acumuleze foarte multă informație teoretică într-o perioadă scurtă de timp, fără posibilitatea de a asimila și analiza aceste informații, cu un sistem în care profesorii trebuie să descopere abilitățile, pasiunile, talentul și să încerce să dezvolte capabilitățile elevilor, să-i implice și să-i stimuleze pe elevi, astfel încât învățatul să devină o activitate de plăcere bazată pe calitate și nu pe cantitate. Este nevoie de o nouă abordare a metodelor de predare și învățare bazate pe stimularea creativității, pe deschiderea de noi orizonturi, pe respectul față de ceilalți și față de sine, pe tradițiile și pe cultura noastră națională, un sistem care să-i pregătească și să-i ajute pe tineri să-și găsească rostul în viață. Vom elibera sistemul de învățământ de sub influența factorului politic. An la rând, directorii de școli și inspectorii școlari au fost înregimentați politic și au condiționat nu de puține ori cariera corpului profesoral de favoritisme politice, ceea ce a dus la situația dramatică de astăzi. Politizarea învățământului nu a fost eliminată după 1989, ci dimpotrivă a ajuns la un nivel foarte nociv pentru societate. Numirile în funcție de conducere, așa zise concursul național de titularizare, care nu sunt accesibile opiniei publice pentru control, chiar și concursurile de ocupare a diverselor posturi de conducere se fac aproape exclusiv
prin obediența față de factorul politic aflat în acel moment la putere. Acest lucru va fi schimbat. Foarte importantă este și redarea demnității și a respectului cuvenit pentru profesia de dascăl. Pe de altă parte, atitudinea societății față de educație, statutul profesorului, dar și încrederea pe care aceștia trebuie să o transmită elevilor și părinților prin nivelul pregătirii și formărilor ca dascăl, ca modele, sunt elemente ce trebuie să stea la baza adevăratei reforme a sistemului de învățământ. Vom reintroduce ca materii obligatorii în școli istoria României și gramatica limbii române până în clasa a 12-a. Vom scoate din programa școlară textele care promovează simbolurile și practicile LGBT și vom interzice educația de gen și LGBT în școli. O atenție deosebită va fi acordată învățământului universitar și cercetării științifice, precum și interconectării acestora în vederea creșterii nivelului de integrare și implicare a studenților și a mediului universitar în ansamblu în activitatea de cercetare, atât în ceea ce privește cercetarea fundamentală, cât și cercetarea aplicativă. Vom implementa un plan strategic de investiții în infrastructura universitară și de cercetare științifică prin implicarea fondurilor suverane de dezvoltare și investiții în parteneriate cu universitățile și cu institutele de cercetare în vederea asigurării de forță de muncă înalt calificată pentru domenii de vârf prezente și viitoare ale economiei. Vom mări timpul alocat practicării sportului de masă la toate nivelurile de învățământ ca bază pentru dezvoltarea unor generații sănătoase și energice și totodată ca bază de selecționare a sportivilor pentru sportul de performanță. Vom investi în construirea de baze sportive pentru toate ramurile sportive în toată țara printr-un program național de renaștere a sportului românesc. Reforma economică propusă de Partidul SOS România se bazează pe două direcții principale. Reindustrializarea țării, refacerea și dezvoltarea țării prin inițiativa, munca și capitalurile românești. Dezvoltarea pieței de capital românești, care trebuie să devină în cel mai scurt timp principala sursă de finanțare a investițiilor din economie. Reindustrializarea țării se va realiza prin înființarea a cel puțin două fonduri suverane de dezvoltare și investiții, FSDI, în fapt societăți cu capital integrat de stat, prin intermediul cărora va fi pusă în practică strategia națională de politică internă și externă a României, bazându-ne pe inițiativa, munca și pe capitalurile românești și utilizând piața de capital ca principala sursă de finanțare a investițiilor în economie. Vreau să vă spun că aceste fonduri suverane de dezvoltare și investiție au fost făcute, înființate și folosite de către China, care are 5 fonduri suverane și de investiție. Datorită acestor fonduri suverane, China a ajuns pe primul loc în lume ca putere economică. Aceste fonduri nu sunt doar o sursă de capital, ci și instrumente de politică internă și externă, putând fi utilizate atât pentru investiții în operațiunea de reindustrializare a României, cât și pentru a controla strategic companii importante din sectoare cheie, cum ar fi piața de capital, telecomunicații, energia, infrastructura, etc. O astfel de piață influențează pozitiv creșterea economică a unei țări pe termen lung. Atingerea într-un termen cât mai scurt a acestor criterii de lichiditate, atractivitate, siguranță și mărimea pieței de capital din România se poate realiza prin înființarea cât mai urgent a cel puțin două fonduri suverane de dezvoltare și investiții, dublată de reforme structurale, legislative și economice, prin liberalizarea controlului capitalului și prin sporirea protecției investitorilor români. Țin să vă anunț că singurul specialist în fonduri suverane din România este membru SOS România, este președintele organizației județene Cluj și candidat numărul 1 deputați pe lista de parlamentare a Partidului SOS România la Cluj, domnul Sorin Naș. Reindustrializarea țării prin intermediul fondurilor suverane de dezvoltare și investiții și instaurarea unei economii de piață funcționale în România
bazate pe competitivitate, eficiență, transparență, productivitate și care să asigure condiții egale pentru toți operatorii economici, indiferent de mărimea și natura capitalului, este condiționată și de dezvoltarea pieței de capital din România. Reformarea sectorului agricol. Sectorul agricol din România a fost supus sistematic după 1989 unui atac al forțelor străine și a celor interne aservite intereselor străine, având ca scop distrugerea familiei țărănești și a fermelor tradiționale românești, dar și acapararea unor suprafețe imense de terenuri agricole de către străini și obligarea țăranului român la a migra spre zonele urbane sau în străinătate. Partidul SOS România consideră deosebit de importantă refacerea, sprijinirea și subvenționarea fermelor tradiționale românești, a fermelor familiale mici și mijlocii, precum și crearea de programe de sprijinire a asocierii producătorilor agricole în cooperative agricole și sau alte forme de asociere și de acordare de subvenții pentru produsele agricole biologice și a celor tradiționale. Vom instaura prin lege dreptul de proprietate asupra oricărui teren aflat pe teritoriul României doar pentru cetățenii români sau pentru persoanele juridice al căror capital este deținut în proporție majoritară de cetățeni români. Vom reînființa Banca Agricolă ca structură economică financiară dedicată în principal finanțării activităților agricole și în special asigurării serviciilor financiar-bancare pentru țăranii și fermierii români. Finanțarea reînființării băncii agricole, precum și a programelor de reformă a sectorului agricol, va fi asigurată în principal prin intermediul fondurilor suverane de dezvoltare și investiții ce vor fi create de către partidul SOS România. Vom crea un sistem de achiziție a produselor agricole direct de la producătorii români și desfacerea acestora cu prioritate către piața internă. Vom demara un program național de investiții în sisteme de irigații vitale pentru agricultură eficientă, un program de reabilitare și dezvoltare acestor sisteme de absolută necesitate în actualul context climatic cu perioade de secetă frecventă. Ne vom asigura că nu există nicio pestă, febră, gripă la animale. Recâștigarea controlului României asupra resurselor naturale. Bogățiile naturale ale României aparțin poporului român și sunt inalienabile conform articolului 136 Constituție. Partidul SOS România va institui prin lege următoarele. Bogățiile de orice natură ale subsolului, spațiu aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice a statului român. Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare fondurilor suverane de dezvoltare și investiții, ori societăților la care acestea au participații majoritare, regiilor autonome, ori instituțiilor publice, sau pot fi concesionate, ori închiriate doar companiilor al căror capital social este deținut în proporție de cel puțin 75% de către cetățenii români cu unică cetățenie română sau de către statul român în mod direct sau indirect. De asemenea, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică. Exploatarea acestora va putea fi efectuată doar de către companii cu capital românesc în proporție de cel puțin 75%. România pe primul loc în Europa în ceea ce privește infrastructura de transport. Partidul SOS România propune un concept inovator în ceea ce privește infrastructura de transport din România, concept bazat pe integrarea tuturor rețelelor de transport într-un master plan care să asigure interconectarea la nivel național și european a tuturor serviciilor de transport, atât în ceea ce privește transportul de persoane, cât mai ales acelui de marfă. Propunem elaborarea acestui master plan prin cooperarea tuturor asociațiilor profesionale și patronale și a tuturor specialiștilor care doresc să-și aducă aportul în realizarea celei mai moderne rețele de transport din Europa. Master planul va conține toate detaliile tehnice, juridice, funcționale și de interconectivitate a diverselor rețele de transport, indiferent de specificul lor, transport terestru, auto, feroviar și feroviar de mare viteză,
transport maritim fluvial și instalații portuare, transport aeronautic și instalații aeroportuare, în fapt un transport bazat pe tehnologii inteligente care să ofere cetățenilor români economisirea celei mai importante și mai valoroase resurse din lume, timpul. Protecția și siguranța cetățenilor, gestionarea eficientă a unor situații de urgență și asigurarea continuității activităților social-economice în perioade de criză poate fi realizată prin asigurarea unui cadru organizatoric adecvat, analizării din timp a problemelor și disfuncționalităților care pot apărea în astfel de situații și elaborării de soluții și standarde care să asigure continuarea tuturor activităților vieții economice și sociale. Ținând cont de gestionarea dezastruoasă a multiplelor situații de urgență de către Inspectoratul de Urgență și de multiplele disfuncționalități constatate de-a lungul timpului, în activitatea acestuia, privind organizarea, subordonarea, procedurile și regulamentele incidente acestei activități, vom iniția o lege privind înființarea Autorității Naționale pentru Situații de Urgență, autoritate care va avea ca obiective principale elaborarea de reguli, proceduri și standarde obligatorii pentru asigurarea continuității activităților socioeconomice în situații de criză provocate de cataclisme și catastrofe naturale, calamități, epidemii, pandemii, arme biologice, chimice sau de altă natură, etc. Autoritatea Națională pentru Situații de Urgență va fi înființată ca autoritate administrativă autonomă de specialitate cu personalitate juridică independentă, aflată sub controlul Ministerului Afacerilor Interne. Conducerea ANSU va fi alcătuită din specialiști din diverse domenii cu experiență în gestionarea situațiilor de criză enumerate mai sus. Dar nici unul nu va fi Arafat, pe care îl vom destitui și îl vom trimite la cercetare penală, pentru că numai eu i-am făcut vreo 20 de dosare penale până acum. Este nevoie de o autoritate care să fie investită prin lege cu atribuții privind elaborarea și aprobarea regulilor și procedurilor ce trebuie urmate în situații de urgență, definirea clară a acestor tipuri de situații, stabilirea drepturilor și obligațiilor, dar și a sancțiunilor aplicabile pentru fiecare situație în parte, astfel încât să fie asigurată continuitatea desfășurării tuturor activităților economice, sociale, culturale, religioase, sportive, educative, etc., pe toată durata menținerii situației. Rolul Autorității Naționale pentru Situații de Urgență trebuie să fie unul preventiv, de reglementare, de elaborare de proceduri de control, de dispunere de măsuri și de sancțiuni. Nu unul care să nu se descurce nicio situație, iar cazuri precum Colectiv sau Crevedia nu trebuie să mai existe vreodată. Sau Munții Apuseni sau Lacul Sud-Göl. Este obligatoriu să punem în aplicare referendumul cu privire la cei maxim 300 de parlamentari. Ne angajăm să facem acest lucru. Reforma administrației publice, centrale și locale va avea ca obiective principale redimensionarea instituțiilor publice și eficientizarea activității în administrația publică, centrală și locală. Se vor desființa anumite instituții publice care și-au dovedit inutilitatea, se vor comasa altele cu rol și misiune identice sau asemănătoare, se va reduce birocrația prin eficientizarea procedurilor de lucru, se vor elimina multe din autorizațiile, evaluările, acreditările sau controlele inutile și ineficiențe și vom introduce reguli de transparență în luarea deciziilor administrative și în relația dintre funcționar și cetățean. Profesionalismul va fi criteriul principal de angajare sau de menținere într-o funcție publică. Politica externă. Partidul SOS România va promova o politică externă bazată pe următoarele principii. Menținerea unei păci de lungă durată în Europa și în lume, bazată pe respect reciproc între state cu deplină respectare a tratatelor internaționale. Evitarea cu orice preț a conflictelor militare zonale sau regionale, atât în Europa cât și în oricare regiune a lumii. România își va declara disponibilitatea și va face eforturi de a media diplomatic orice conflict militar sau orice diferende între state, așa cum se întâmpla înainte de 1989.
respectarea dreptului la autodeterminare a oricărei națiuni suverane. Primatul Constituției și a legilor României, respectiv a legislației fiecărui stat membru al Uniunii Europene, în fața legislației europene, astfel încât niciun stat membru al UE să nu fie obligat să aplice directive europene sau jurisprudență că iară ar putea fi defavorabile. Nerecunoașterea înființării unui stat nou sau unei regiuni autonome pe criterii etnice, religioase sau din alte motive false. Modificarea granițelor unui stat sau unificarea unor teritorii trebuie să realizeze numai prin voința populară a locuitorilor exprimată prin referendum. Menținerea României în Uniunea Europeană va fi condiționată de recunoașterea reală a suveranității noastre naționale, independenței României și a suveranității fiecărui stat membru UE. Mai mult, va fi condiționată de repunerea în situația anterioară a României, când toate resursele României ne aparțineau ca stat independent și suveran. Milităm pentru o Europa a națiunilor suverane, a națiunilor unite și solidare, capabile de a garanta existența, prosperitatea și pacea cetățenilor lor, astfel încât fiecare țară europeană să-și vadă identitatea și suveranitatea respectate. Apărarea națională. În prezent, capacitatea de apărare a țării de către armata română este grav afectată. În cazul unui conflict militar, controlul aerian și maritim asupra teritoriului național ar fi pierdute în câteva ore, dacă ne-ar mai aparține, având în vedere dotarea aviației și a marinei militare cu avioane și nave depășite moral, multe dintre acestea nefiind în stare optimă de funcționare, iar pe altele, deși le-am plătit de la partenerul nostru strategic, nici măcar nu au ajuns vreodată în România. De altfel, în acest moment, apărarea aeriană este asigurată de unități militare străine, care funcționează pe teritoriul României la baza din Transilvania, Dobrogea și Bărăgan. Pe cale maritimă, țara noastră este total descoperită sub aspectul apărării. Am avut și noi o flotă, dar și un președinte care a vândut-o. Vom reface și vom dezvolta industria de armament a României, astfel încât să construim în cel mai scurt timp cea mai modernă flotă militară complexă din Europa, inclusiv maritim, capabilă să asigure în mod independent de către armata română supremația aeriană, terestră și maritimă asupra teritoriului național. Vom crește exigența sub aspectul pregătirii intelectuale și a pregătirii fizice a militarilor și orice gradat va trebui să susțină anumite teste de pregătire teoretică și fizică pentru a putea să facă față cerințelor profesionale. Poliția și jandarmeria. Lipsa de încredere a populației în poliție și jandarmerie, nu te uita ură la mine, a atins cote foarte mari. Motivele sunt evidente. Neîndeplinirea de către aceste instituții a misiunii de asigurare a ordinii publice și a siguranței cetățeanului. Vom depolitiza total poliția. Numai ministrul de interne și secretarii de stat pot fi numiți politic. Echilibrarea sistemului prin recrutarea și școlarizarea a 20.000 de polițiști la Poliția Națională, da? Acoperind astfel deficitul național de personal și, evident, repregătirea acestor oameni pentru a fi în slujba poporului și nu a infractorilor de la putere sau a unor oameni care în timp se schimbă și consideră puterea unicul scop al vieții lor. În ceea ce privește jandarmeria, cred că este arhicunoscut proiectul meu de lege prin care se desfințează jandarmeria și acești toate efectivele trec în cadrul armatei, astfel încât aceștia să aibă o pregătire temeinică și să inverseze subjugarea, să fie în slujba poporului român și nu a politicienilor care în acest moment au instaurat o dictatură cu ajutorul lor. Reforma justiției.
Puterea judecătorească trebuie să fie independentă, dar independența judecătorilor nu este o prerogativă sau un privilegiu acordat în interesul lor propriu, ci în interesul statului de drept și al tuturor celor care caută și doresc justiție. Numai o putere judecătorească independentă poate pune efectiv în aplicare drepturile tuturor membrilor societății, în special ale acelor grupuri care sunt vulnerabile sau nepopulare. Însă independența puterii judecătorești nu se poate realiza în condițiile implicării politicului și a serviciilor de informații în justiție. Vom elimina influența politicului în justiție și vom interzice implicarea sub orice formă a serviciilor în justiție. Magistrații vor aplica cu strictețe legislația din România, fără să fie influențați de legislația altor state sau de deciziile unor organisme internaționale. Vom impune primatul Constituției și al legilor României în fața legislației europene. Vom adopta legea răspunderii magistraților. Excluderea din magistratură a magistraților care au semnat și lucrat în baza protocoalelor secrete încheiate cu SRI, dar din informațiile mele și cu alte servicii secrete, nu numai românești. Modificarea codurilor și realizarea accesului real la justiție al tuturor cetățenilor, o justiție accesibilă, financiar, dar gratuită pentru cei mai mulți oameni. Modificarea legii 51 per 95, prin întărirea rolului avocatului în societate și înfăptuirea actului de justiție ca parte integrantă a justiției și indispensabilă. Verificarea întregii legislații prin parlamentarii SOS România și abrogarea tuturor legilor contrare Constituției, dreptului român și moralei. Unificarea legislației în sensul simplificării și diminuării acesteia, pentru că în acest moment avem peste 100.000 de acte normative. Abrogarea legii 555/2004, prin care s-a vândut Petromul, inițiativă a subsemnatei, aflată încă în Camera Deputaților, pe care nu vor să o voteze, la Senat a fost respinsă, însă în noua legislatură poate fi votată și Petromul să revină statului român. Abrogarea UG 109/2009, ordonanța corporativă privind resursele românești, astfel încât resursele acestea să rămână în patrimoniul statului român și al poporului român. Abrogarea legii 28/91 privind aderarea României la Corporația Financiară Internațională, inițiativă legislativă depusă de mine în ultima zi al mandatului meu de senator, aflată evident iar la Camera Deputaților. Eliminarea obligativității eurilor fiscale, e-factura, e așa mai departe, pentru persoanele fizice și companiile private. Sunt foarte multe capitole într-un program de guvernare. Programul nostru de guvernare are 500 și ceva de pagini, are 100 și ceva de domenii în care discutăm despre refacerea României din temelii. Aici am încercat pe scurt să vă menționăm câteva dintre aceste aspecte și importante pentru o guvernare. Vă întrebați cine ar putea fi prim-ministru care să facă această schimbare? Cred că vă dați răspunsul singuri. Diana Șușoacă. Aș dori să le dau cuvântul și colegilor mei, pentru că sunt profesioniști, sunt niște oameni remarcabili, niște luptători în civic, în profesiile lor și aș dori să-i ascultați și pe ei, pentru că este extrem de important să vedeți pe cine votați. Vreau să vă spun un singur lucru. În acest moment, sistemul care m-a interzis
va avea de să se confrunte cu noi, specialiștii din SOS, într-o multitudine de acțiuni juridice, atât interne cât și internaționale. Marți, la ora 11, la Curtea de Apel București, va avea loc termenul în dosarul în care am cerut anularea hotărârii Curții Constituționale și reintroducerea mea pe lista prezidențiabililor. Noi vom merge în paralel cu această procedură. Dar știm ce avem de făcut dacă nu voi fi pe această listă, pentru că nu putem permite unui sistem să interzică nimănui să candideze. Sistemul nu poate să înlocuiască poporul, singurul care deține suveranitatea și care poate decide vreodată cine să-i fie președinte. Ei au demonstrat după 35 de ani că lista respectivă pe care ne-au tot dat-o, ne-au băgat-o sub nas să o votăm, aparține non-stop sistemului. Acum avem 14 agreați de sistem. Ne vom prezenta pe 24 noiembrie la vot. Chiar dacă eu nu sunt pe listă, ne vom pune noi pe listă. Pătrățel, Diana Ioan Joșoacă, președinte SOS România și ștampilat. De ce? Pentru că în acest moment am devenit un simbol împotriva sistemului, a luptei împotriva sistemului, candidatul interzis. Diana Iovanovici Șoșoacă poate fi oricare cetățean român, oricare candidat din afara sistemului la președinția României. Poporul român trebuie să învețe să iasă din casă și să își anuleze votul în acest caz, pentru că altfel buletinul de vot va fi ștampilat de ei cu cine vor dori ei de pe lista lor a sistemului. Așa că nu îi lăsați. Ieșiți la vot și arătați-le că voi decideți. Dacă vor exista voturi anulate, mai multe decât cele votate pentru candidatul care vor ei să iasă, alegerile se anulează. Așa că fiți suverani și independenți așa cum vă doriți țara. Pe 1 decembrie aveți liste complete în toate județele și în diaspora. Circumscripția 43 este diaspora. Aveți cei mai frumoși, profesioniști și minunați români pe aceste liste, oameni curați, fără cazier. Ieșiți la vot și puneți ștampila pe Partidul SOS România. N-am făcut altceva decât să aduc în SOS România, care e o mișcare, nu e un partid, oameni cei mai buni în domeniile lor, care se luptă de mult cu sistemul, cărora nu a vrut sistemul să le recunoască pe principiul meritocratic valoarea, sau care au ajuns printr-o luptă cumplită în cele mai importante poziții și de unde se pot lupta de la egal la egal cu sistemul, de fapt o luptă inegală, pentru că tu ești singur, iar ei sunt toți. Nu sunt singura. Am lângă mine cei mai buni români pe care îi putea da România într-o astfel de perioadă și pe care și-ar dori orice țară din lumea asta să ia aibă în Parlamentul României. Mă mândresc cu acești oameni. Mândriți-vă și voi cu ei și puneți ștampila și dați-ne majoritate în Parlamentul României. Pentru că în acel moment putem să guvernăm fără să facem vreun pact cu diavolul, cu PSD-ul, cu PNL-ul, cu USR-ul, cu DMR-ul, cu AUR-ul, în fapt aceleași partide. Nu are nimeni altă șansă în afară de SOS România, unicul partid care va demonstra constant că este alături de popor, din popor, pentru România, indiferent de sacrificiu. Aveți cei mai buni oameni profesioniști, aveți oameni recunoscuți internațional, aveți oameni care au fost promovați pe principiul meritocrației în domeniile lor. Dați-ne majoritatea, dați-ne guvernul și atunci, dacă ne dau afară pe ușă, intrăm pe fereastră. Și atunci o să avem un prim-ministru în persoana subsemnatei care va da cu ei de pământ și va putea să implementeze cu ajutorul acestor minunați oameni programul de guvernare, de renaștere a României, prin care puteți să veniți cu toții acasă și să-i dați afară pe ăia care vă ocupă proprietatea și vă iau banii.
Totul stă în ștampila voastră și în prezența voastră de 1 decembrie. E ziua României, ziua națională. Arătați-le că România e a voastră, nu a lor. Revolta de la vot. Vă salut frumos și pe domnul Coarnă, candidat Camera Deputaților 1 la București. Eu sunt candidat 1 la Senat București. Eu v-am spus, mă voi întoarce. Premulți o să popesc și eu. Doamne ajută, așa să fie și sunt convins că așa se va întâmpla. Bună seara tuturor, bună seara români, bună seara bucureșteni. Să știți că este o zi specială astăzi când noi am prezentat, sigur, schematic acest program de guvernare, dar care are un impact fantastic. Priviți fondului, priviți ideile de bază care stau la baza acestui program de guvernare, sunt idei izvorâte din Constituția României și din conștiința noastră națională. Totul este românesc, totul este pentru români. Noi vom guverna pentru români. Nu întâmplător a fost aleasă această zi de 1 decembrie 2024 ca zi care, practic, să realeagă un nou parlament. Uitați-vă că avem ziua Unirii și noi o să redăm România românilor. Suntem hotărâți pentru a reda România românilor, suntem hotărâți pentru a pune în aplicare acele idei simple, clare și concise. Uitați-vă în zona socială, avem soluții pentru legea 360, unde au fost defavorizați cine? Cei care au construit România mare, cei care au lucrat în condiții grele, minerii, energie, chimie, petrochimie și așa mai departe, CFL, sper să nu uit pe cineva. Vom reda acele condiții de muncă din lege luate de către PSD, PNL, AUR și USR, pentru că toți au votat această lege 360. Eu personal am fost în Valea Jiului și avem inițiative legislative în acest sens. Sigur că mai sunt două categorii socioprofesionale defavorizate de această lege, când vorbim despre incapacitate și despre persoanele cu dizabilități, cărora li s-a luat din dreptul. Sunt aproape 1.800.000 de oameni cărora această lege 360 le-a produs mari dezavantaje. Putem dezvolta în zona de justiție. În zona de justiție avem soluții pentru fiecare problemă și sigur că așa vom începe prin abrogarea acelor legi antiromânești, acelor legi care practic au produs efecte dezastroase în economia noastră națională, începând cu legea 555-2004, ordonanța corporativă 109 și așa mai departe. Sunt lucruri care sunt împotriva Constituției. Noi vom începe cu o lecturare și o înțelegere perfectă a Constituției și abrogarea tuturor legilor care încalcă astăzi Constituția României și ne afectează ce? Resursele noastre naționale. Și poate cea mai afectată resursă națională este forța de muncă calificată, care practic a fost izgonită din România în ultimii 30 de ani. De către cine? De către PSD, PNL, care și-au predat puterea de la stânga la dreapta și sigur că au predat-o și capitalului străin. Astăzi România, economic vorbind, 90% este acaparată de capitalul străin, doar 10% a mai rămas în zona noastră, în zona noastră națională și sigur că dacă nu vom fi atenți la 1 decembrie 2024 și aceste procente vor fi transferate către marile corporații. Atenție mare, nu vorbim de vânzare, vorbim de cedare cu titlu gratuit. Suntem într-o zonă a absurdului. Am cedat resursele și le răscumpărăm de 10-11 ori prețul. Uitați-vă la energie și aici fac trimitere la gaze naturale, fac trimitere la petrol și așa mai departe. Este inadmisibil ca o societate cu 5.000 de angajați să vină și să închidă o societate cu 50.000 de angajați. Suntem într-o zonă a ridicolului, societate sau peștele mic închide peștele mare. Dar asta a fost făcută de către Adrian Stase în 2004 prin legea 555. Și sigur, avem dezvoltat în Parlament, iar noi vom abroga aceste aberații care afectează în tot însăși ființa noastră națională. Sigur că lucrurile sunt simple. Noi suntem oameni care stăpânim fiecare un domeniu de activitate și avem soluții, sau cel puțin două soluții pentru fiecare problemă. De la poliție, jandarmerie, armată și așa mai departe. Spunea doamna președinte despre MAPN. Sigur că am achitat facturi de aproape 20 de miliarde de euro, dar n-am primit nimic. Echipament militar. Primim doar echipamente militare învechite. Sigur că România este transformată într-o țintă astăzi de către puterile care ne guvernează și care ne gestionează. Practic România, dacă nu o să voteze românii la 1 decembrie 2024 SES România, eu vă spun aici și vă declar cu toată responsabilitatea că această țară va fi pierdută. Se pare că în 2028
nu vom mai avea nici alegeri. De aceea vă rog și vă îndemn să veniți la vot, să votați Românește, să votați SOS România. Repet, avem soluții pentru fiecare problemă, avem specialiști pentru fiecare domeniu, învățământ, sănătate, educație, justiție și așa mai departe, apărare interne. Avem oameni care sunt pregătiți, care au crescut în aceste sisteme și stăpânesc pe verticală și pe orizontală. Vă rog, veniți la vot la 1 decembrie 2024. Suntem al doilea partid ca listă de candidați depuși după Partidul Social Democrat. Contăm în această luptă, vă garantăm că noi avem capacitățile necesare să oprim declinul acestei țări. Să știți că noi suntem singura soluție. Noi suntem cei care putem să salvăm această țară, dar sigur, cu votul și încrederea dumneavoastră de la 1 decembrie 2024. Nu cu noi, dumneavoastră, cu noi veți reda România românilor, dar sigur că noi suntem în situația astăzi de a vă solicita votul în decembrie 2024. Să nu plecați pe ideea că partidul SOS nu există. Există, repet, avem cele mai multe liste de candidați depuși, sigur, pe locul 2 după PSD, înaintea PNL, AUR, USR și altor partide din astea, care efectiv sunt împotriva dumneavoastră, împotriva noastră. Cu noi e dreptul și dreptatea, cu noi e bunul Dumnezeu. Vă așteptăm la vot 1 decembrie 2024. Doamne ajută Dumnezeu să ocrotească România. Votați SOS! Mă rog și pe Cosmina Cerva, doamna avocat, un avocat de renume, colega mea. Locul 2 la Senat București. Vă rog după mine, împreună cu mine pe lista la Senat. Vă rog frumos, doamna avocat. Singurul partid care, din câte am auzit eu până acum, care a promis o reformă în justiție, este partidul SOS România. Este pentru prima dată când aud un politician, un partid care vrea să candideze, că va rezolva problema magistraților care au semnat și au lucrat pe protocoalele secrete. Am așteptat de la toate partidele parlamentare, timp de câteva mandate, de când s-au desecretizat aceste protocoale, să vedem o reformă în justiție, în sensul eliminării din justiția tuturor magistraților care au lucrat aceste protocoale. Din păcate, niciunul dintre politicienii de până acum n-au avut acest curaj, cu toate că unii sunt bărbați de 2-3 metri, toți s-au ascuns, niciunul n-a avut curaj. Mai mult decât atât, în această campanie electorală am văzut tot așa bărbați înalți de 2 metri care nici măcar n-au avut curajul să povenească de o semi-reformă în justiție. Să spună 2-3 cuvinte despre această justiție. Mai mult decât atât, domnul Ciolacu ne povestea că funcționează justiția. Din păcate, sunt atâția oameni și atâția specialiști în drept care îl pot contrazice, cred că de 100 de ori pe zi, arătându-i ce nu funcționează în această justiție. Sunt mândră că am intrat pentru prima dată, pentru că e un prim proiect politic, într-un partid care propune și care, dacă va fi votat cu siguranță, eu vă promit că nu se va lăsa până nu va face această reformă și până își va curăța justiția de acești magistrați. De ce este foarte important? Pentru că de acolo va fi punctul T0 în reforma justiției. Abia după ce vom scăpa de acești magistrați, vom putea merge mai departe. Răspunderea magistraților este iarăși un proiect al meu de suflet, care cred că cu siguranță va fi realizat dacă împreună cu Diana vom reuși să intrăm în Parlamentul României. Legea noastră a avocaților la fel are nevoie de foarte multe îmbunătățiri și cu toate că în ultimul timp am avut câțiva avocați în Parlamentul României, niciunul n-a avut curajul nici măcar pe această lege să o modifice în favoarea profesiei din care provin. Votați la 1 decembrie partidul SOS România. Și pe doamna avocat, fost judecător Vârgă, Mariana, care este președinta Tribunalului Argeș, deci un magistrat de renume, care a devenit avocat și cu care, evident, vom face toate schimbările necesare. Locul 2, Camera Deputaților, București. Vă rog frumos, doamna. Mulțumesc, eu tot îi zic doamna judecător. Mulțumesc, doamna președinte.
Cineva îmi spunea la un moment dat că acum sunt judecător în rezervă. Așa este, dar asta nu înseamnă că lucrurile se pot opri aici și nu înseamnă că nu ne putem aduce aportul. Așa cum a spus și colega noastră, doamna avocat Cosmina Cerva, și cum a spus încă de la început doamna președintă, să obținem o independență reală a justiției. După 26 de ani de magistratură, îmi doresc foarte mult ca justiția să se apropie mai mult de cetățean și, într-adevăr, cum deja s-a spus, să curățăm sistemul de magistrați implicați politic și care au făcut și fac în continuare foarte mult rău justiției și cetățeanului. Foarte mult mă preocupă în acest moment aceste decizii pe care le adoptă Curtea Constituțională a României. Nu putem să evităm să vorbim despre acest subiect și doamna președintă Diana Iovanovici-Șoșoacă și noi împreună am inclus în acest program de guvernare ideea aceasta ca judecătorii Curții Constituționale, dacă ea va mai rămâne, să nu mai fie numiți politic. Ne uităm cu toții ce s-a întâmplat zilele acestea când Curtea Constituțională și-a depășit efectiv propria competență și a interpretat-o într-un mod atât de abuziv, încât a lipsit atât candidatul nostru de posibilitatea de a fi votat de români, de mii și milioane de români care zilnic o apreciază pe rețelele de socializare, o încurajează și o susțin, pentru că este un om patriot care își dorește cu adevărat o reformă în România și care luptă pentru țară cu toată ființa ei. De asemenea, ne gândim cât de mult a fost afectată posibilitatea partidului SOS România de a avea candidat. Există o lege, există și legea Curții Constituționale, care interzice încălcarea dreptului partidului SOS România și nu numai la a avea candidat la președinția României. Sunt lucruri foarte grave, noi nu putem să stăm cu mâinile în sân, cum se spune, și să nu luăm niciun fel de măsură. Suntem foști magistrați, avocați, așa cum s-a spus, listele partidului SOS România sunt în marea lor majoritate formate din juriști și din tot felul de oameni profesioniști. Este necesar să ne implicăm. Suntem în ultimul ceas al României, al istoriei României. M-am tot întrebat, de ce acest partid? Pentru că am înțeles foarte clar, mișcarea SOS România strigă. Este o mișcare care s-a născut dintr-un strigăt al poporului român, obidit, oprimat, al poporului care și-a pierdut practic suveranitatea, mai este puțin, își pierde integritatea. Nu este posibil să fim efectiv ocupați teritorial de forțe străine, să nu putem să facem nimic în acest sens. Așa cum s-a spus, să nu avem posibilitatea să fim jefuiți de resursele naționale. Pentru asta luptă acest partid. Ce înseamnă SOS România? În traducere liberă înseamnă salvați sufletele noastre. Asta înseamnă, este o mișcare la care vă invităm să aderați. Cu toată încrederea, pentru că toți dorim să schimbăm lucrurile în bine. Dorim să ne salvăm țara și împreună cu președinta noastră, doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă, să biruim. Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră și vă așteptăm la vot pe 1 decembrie să facem schimbarea potrivită. Vă mulțumim! Cele mai tare activiste civic, doamna Angela Negrotă, locul 3, Senat București. Doamne ajută! Eu am ales să candidez la Senat. Senatul, Parlamentul în general, este cea mai puternică forță a României. Vreau să redau demnitatea acestei instituții în primul rând, pentru că acum când ne gândim la parlamentari, ne gândim la o șleaptă de neaveni care nu fac decât să distrugă pas cu pas viitorul nostru și al României. Noi, cei care vom reuși să ajungem în Parlament, vrem să ducem mai departe misiunea parlamentarilor care până acum nu a fost îndeplinită de cei care sunt în mandatul actual și cei care au fost mandatele precedente, aceea de a face legi, de a face legi drepte în favoarea României și a românilor și de a îndrepta legile care sunt în defavoarea noastră, fie prin modificare, abrogare. Vreau în special
ca una dintre cele mai periculoase legi care sunt acum în vigoare să fie modificată, legea 198-2023, legea învățământului preuniversitar, care știlbește din autoritatea cadrelor didactice care sunt legate de mâini și de picioare și nu își pot desfășura activitatea așa cum ar trebui, prin eliminarea acelui criminal contract educațional care are foarte multe prevederi neconstituționale și care creează conflict artificial între părinți, elevi și cadre didactice, prin ducerea la bun sfârșit a ceea ce au început predecesorii noștri, aceea de a asigura un viitor bun copiilor noștri, copiilor României. Este inadmisibil ca noi, români, să nu ne implicăm în stoparea acestui tăvălug care are ca scop distrugerea României. Avem o mare grijă să împiedicăm implementarea acelor planuri diabolice care vin de afară, servite, și obedienții din funcțiile publice să le pună în aplicare. Le traduc cu Google Translate și apoi le... Da, nu râde că e de așa plâns. Știu, am descoperit. Da, 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 da. Nu acceptăm ca România să fie împinsă într-un război care nu ne privește și care vrea să înceteze de îndată. Ministerul Apărării are acum foarte multe proiecte de lege în transparență decizională, prin care inclusiv vor să scoată armata României pe stradă împotriva noastră și să folosească armamentul și muniția din dotare, inclusiv pentru buna desfășurare a activităților instituțiilor publice. Adică nu doar dacă am face o manifestare în fața unei instituții, ci și în teritoriu. Vedeți foarte bine ce se întâmplă cu ciobanii în ultima vreme. Imaginați-vă cum ar fi dacă ar veni cu armele în mână. Avem un proiect de lege foarte periculos care a trecut acest de Senat anul trecut, PLX 418 pe 2023, care la pagina 2, articolul 3, spune că în beneficiul nostru al tuturor, autoritățile publice centrale și locale pot institui măsuri de interzicere a cultivării terenurilor din curte, din grădină, a exploatărilor agricole, a comerțului, meșteșugăritului, industriei, a multor altor activități, inclusiv cu dezurbanizarea, adică ștergerea de pe fața pământului a unor localități, cu tot cu drumuri, poduri, rețele de curent apă, gaze, dacă consideră că sunt în declin demografic, adică cu un locuitor mai puțin decât în anul precedent, toate localitățile din România se cadrează aici, sau în localități se pot rade de pe fața pământului parțial, cartiere, dacă nu mai corespund noului plan de urbanism. Știți foarte bine ce înseamnă asta, mobilitatea urbană, durabilă, orașul de 15 minute. Știți foarte bine că vor să ne comaseze ca să ne poată controla cu mai mare ușurință. Avem o problemă mare și cu digitalizarea generalizată, cu care nu suntem de acord, nu ne opunem progresului tehnicii și științei, însă nu dorim să ni se impună. Avem o foarte mare problemă, inclusiv de la 1 ianuarie 2025. Furnizorii de servicii vor fi obligați să emită doar e-facturi pe care să le trimită în SPV-ul persoanelor fizice. Ca să înțelegeți mai bine, dacă avem un contract cu un furnizor de energie electrică, compania respectivă este obligată să emită doar e-factură pe care să le trimită nouă. Dacă noi nu avem SPV, factura respectivă va primi și penalități și vom fi și debranșați de la stâlp, vorba bine, și vom plăti și taxe de debranșare și de rebranșare. În condițiile în care în România foarte mulți nu au acces la gadgeturi, vin să ne spună că vor fi poștașii care vor avea o tabletă și vor ajuta toți locuitorii României să se logheze și să-și primească e-facturile în SPV-ul vieții. Nu, după ce interesează. După ce vor desfința Poșta Română. Da, după. Pe care vor să o vândă. Apropo, Burduja mai nou vrea să congestioneze toate lacurile de acumulare din România unor entități străine ca să producă aceea curent electric ieftin pentru noi, pentru binele nostru. Da, vi se încălzește părul când auziți așa ceva. Nu trebuie să lăsăm pe acești nemernici să-și ducă planurile la bun sfârșit. Avem probleme și în localitățile mari și localitățile mici. Avem Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care nu face nimic altceva decât să accepte tacit să se radă de pe fața pământului localitățile și să rămână terenul în pârloagă, pentru că ne spune Ursula că noi am agresat terenul agricol și trebuie să îl redăm mamei naturii. Nu acceptăm să ni se impună să consumăm carne sintetică și tot felul de insecte. În august am fost la o dezbatere publică la guvern și acolo domnul Laszlo Bărbeli ne-a întâmpinat foarte mândru și ne-a și spus că este singurul din Uniunea Europeană care a fost premiat pentru implementarea Agendei 2030 în România
cine a spus cu subiect și predicat că trebuie să facem modificări și trebuie să ne reeduce, inclusiv să ne modifice modul în care mâncăm și ce mâncăm. Dar o spuneam o sănătate de parcă spunea că toți românii vor avea un salariu minim de 3.000 de euro pe lună. Și noi ar fi trebuit să ne și bucurăm pentru asta. Sunt foarte, foarte multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Eu am decis să candidez. Dacă voi veți vota, voi... Că dacă... Da. Trebuie să mă votați. Da? Pentru că vreau să duc luta din stradă și din instituții așa, din calitate de cetățean, în Parlamentul României. Știți foarte bine câte reușite de etapă am avut împreună cu cei care s-au alăturat din postura de civic. Vreau să duc așa să luptăm mai departe. M-am săturat să ajung la instituții care să nu respecte nici măcar legea 60 privind organizarea adunărilor publice. M-am săturat să merg la dezbateri publice și să nu ni se răspundă nici măcar la o singură întrebare timp de o oră și două ore, trei ore cât durează dezbaterea respectivă. M-am săturat să ni se spună că se ia în considerare solicitările noastre și apoi să nu se ia nici măcar una singură în considerare. M-am săturat să îi văd atât de obedienți și să... execute fără să crâșnească ordinele primite de afară. Acești obedienți nu trebuie să mai existe în viața publică și politică a României. Să fie sănătoși și să se ducă să ne lase. Este foarte important ca toți să ieșiți la vot pe 1 decembrie, să votați români, să votați românește, să votați pentru România, să votați în primul rând pentru voi și pentru copiii voștri. Nu trebuie să acceptăm niciun fel de strategie, nici de vaccinare, nici de orice altceva. Cine dorește să o facă pe... la cerere. Asta ne dorim. La cerere scrisă prealabilă. Și cu recomandarea medicului de familie, după ce se vor fi făcut toate analizele medicale... Și recomandarea medicului psihiatru. Părerea da, mea. Da, 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 da. Și că, dacă ar fi după mine, aș interzice vaccinarea pentru că nu mai am încât de aceste seruri. Corect. Nu mai au nicio legătură cu vaccinurile pe care le-am făcut noi pe vremuri, când atunci cei care lucrau în cercetare nu li scau glosul. Și perioada de cercetare se întindea pe aproximativ 10 ani. Cam așa. Că atunci era în vigoare pedeapsa cu moartea. Acum, după câteva luni, niște ne spună că seruri inovative și în fază de testare pe oameni. Nu trebuie să le permitem să ne transforme în sclavi pe plantația globalistă, nu trebuie să ne permitem nici transumanizarea. Klaus Schwab ne spune că suntem mâncători inutili și animale hăcuibile. Noi nu acceptăm așa ceva. Pe românește, oamenii știu despre ce este vorba. Îmi pare rău că trebuie să dezamăgesc pe unii, dar toți suntem în aceeași oală, să nu creadă cineva că a aflat într-o funcție publică că va fi privilegiat, pentru că cei care acum execută vor fi primii care vor fi eliminați într-un fel sau altul. Cei care le dau ordine știu foarte bine că așa cum ei și-au trădat propriul popor, propria țară, propriile familii, proprii prieteni, așa îi vor trăda și pe ei la un moment dat. Și ei vor fi primii eliminați ca pe măsele stricate. Soluția nu este să ieșim noi din sistem, soluția este să schimbăm sistemul în favoarea noastră. Noi suntem sistemul și nu trebuie să permitem unora care au ajuns în anumite funcții să-și bată joc de noi și de țara noastră, culmea și pe banii noștri. Așa că vă îndemn să ieșiți la vot în număr cât mai mare, să votați candidații de pe listele partidului SOS România și să-i convingem și pe cei care nu doresc să iasă la vot din cauza că fie consideră că este fură votul, fie că vor să boicoteze pur și simplu, fie că nu vor să legitimeze viitoarea conducere a țării. Nu! Ieșiți la vot și votați candidații SOS România dacă vreți să se schimbe viața voastră și a copiilor voștri și viitorul vostru în bine. Altfel, să știți că dacă după aceste alegeri, dacă nu vom ajunge să avem un procent semnificativ în Parlamentul României, s-a terminat. La mine personal să nu mai vin să vă ajut pentru că nu voi mai avea niciun fel de pârghie. Vorbești ca să-ți toată! De oameni care au beneficiat de ajutorul meu într-un fel sau altul, ei știu foarte bine despre ce este vorba. I-am ajutat cât am putut de mult, dar dacă după aceste alegeri nu se va întâmpla ceva bun, agenda 2030 se va implementa și noi vom ajunge cu toții sclavi pe plantația globalistă. Toată legislația, cu foarte, foarte mici excepții, este deja votată și publicată în monitorul oficial. Mai sunt doar câteva proiecte de lege care încă nu au fost votate, dar după alegeri vor fi și acestea votate și va veni urgia în România. Eu vă spun așa pe înțelesul tuturor, ca să nu spuneți că nu ați știut. De voi depinde ce vreți să faceți cu viitorul vostru și al copilor voștri și cu viitorul țării. Dacă vreți să deveniți carne de tun, victime colaterale, dacă vreți să fiți simpli manipulați cu ajutorul undelor electromagnetice, nu aveți decât.
Știți foarte bine că tehnologia 5G pentru asta este implementată, noi ne-am dat cât am putut de mult. Dacă vă uitați pe harta Europei, cel puțin aceea cu MOV, vedeți că aproape toată Europa este MOV și în România sunt doar câteva filicele. Deci noi am reușit să-i stopăm și să nu implementeze această tehnologie, care este o tehnologie militară, invazivă, radiativă, creată special pentru distrugere în masă. Și nici măcar Pentagonul nu are aparate să măsoare intensitatea acestor unde și au lăsat un apel public către specialiști și către cercetători să îi ajute cu crearea unui astfel de aparat de măsurare. Nu uitați că avem deasupra României Starlink-ul lui Elon Musk, care face o testare cu sateliții lui și folosește putere de 8 ori mai mare decât cea maximă admisă pe planetă, limită impusă de ITU, care de 8 ori, și vrea să demonstreze că sateliții lui care emit cu o asemenea mare putere nu interferează cu sateliții ceilalți care sunt la mare înălțime în spațiu, cei staționari. Până nu mi-a întrebat nimeni. Așa că să nu mă întrebați de ce aveți anumite stări de sănătate altfel decât înainte, pentru că aceste radiații afectează grav sănătatea oamenilor și mediului înconjurător. Nici de aici nu ne opunem progresului științei și tehnicii, însă vrem ca această tehnologie să nu fie implementată și funcțională în România, cel puțin, până nu se demonstrează științific că nu ne afectează. Cum asta nu se mai întâmplă niciodată, nici noi nu vrem să avem așa ceva. Și nu uitați de a patra revoluție industrială pe care Klaus Schwab, Forumul Mondial Economic, care dă lumină și OMS-ului, și ONU, și NATO, și tuturor, ne-a spus că a patra revoluție industrială nu se referă la progresul tehnologiei, ci la modificarea noastră a oamenilor, la transumanism. Dacă doriți să fiți manipulați de la distanță și să nu mai fiți stăpâni pe conștiința voastră și pe propriile voastre simțuri, eu zic că mai bine nu. Așa că votați candidații SOS România, votați Partidul SOS România, votați în special pentru voi și pentru familiile voastre, pentru viitorul vostru și pentru proprietățile voastre, pentru că acel PLX 418 pe care l-am menționat mai devreme prevede inclusiv modificarea dreptului la proprietate privată fără să se menționeze în ce fel. Adică rămâneți proprietar, dar nu vă veți mai putea folosi proprietățile și veți fi obligați să și plătiți impozite pentru astea. Și dacă nu cultivați terenul voi, în special care sunteți în mediul rural și sunteți agricultori, fermieri sau pur și simplu țăran care vă cultivați un pelic de pământ, dacă nu veți mai putea face, nu veți mai avea sursă de venit, cu ce veți plăti taxele și impozitele, care mai nou ANAF-ul de la 1 ianuarie 2025 vrea să le treacă din condei, să nu mai țină cont de grilele notariale și să treacă ei din bută, cât vor, cu ce veți plăti? Nu uitați că tot Klaus Schwab a spus că până în 2030 nu vom mai avea nimic și vom fi fericiți. Asta vreți să fiți? Asistat social? Să ne înșirăm ca în Mad Max, în linie cu un cogamelă, să ne punem un polonit de terci? Eu nu vreau asta. Eu m-am născut liberă, vreau să trăiesc liberă, vreau să mor liberă și nu îngenunchez decât în fața lui Dumnezeu. Asta să vă duc și mai vreau să avem bună înțelegere cu toate neamurile popoarelor, așa cum avem și în România cu toate etniile. Noi nu avem nimic împotriva unei etnii în mod special, ci împotriva anumitor persoane care fac parte din anumite etnii. Și etnia mea românească are uscăturile ei și toate celelalte etnii au uscăturile lor. Noi pe aceea trebuie să-i combatem și să ne rugăm să revină în lumină și să nu mai facă rău pe care l-au făcut până acum. Valabil și din punct de vedere religios, nu doar al etniilor. E locul sub soare pentru toată lumea și vrem să trăim în bună înțelegere toți. Și în pace. Și în pace, bineînțeles. Doamne, așa. Vă place, nu? Ok. Vreau să îl invit pe locul 1, Senat Diaspora. Da? Domnul profesor de istorie Florin Manulache, profesor de istorie la două universități din Ucraina. Eu voi face doar o chintesență pentru că... E o chintesență a istoriei pe care o predai? Nu o să termin niciodată. E o onoare să fiu astăzi aici, în seara asta. E o onoare că doamna președinte mi-a făcut acest anunț în 25 septembrie de a candida pe funcția de senator în ceea ce privește diaspora. Eu vreau să spun ceva foarte scurt și anume că... Mă gândeam acum. În genialitatea... I-am zis, da. Ce faci? Bine, trebuie să... Exact. Nu vrei să candidezi la senatul diaspora? Ce implică asta? Mâine trebuie să fii în București. Da, bine. Mie nu-mi place termenul de diaspora.
Eu consider că românii sunt în străinătate, plecați pentru diaspora, exact, diaspora înseamnă ceva cimentat, pentru, nu pentru perioadă, pentru totdeauna. Și gândindu-mă la acest aspect, mi-am adus aminte de opera lui Giuseppe Verdi, Corul Sclavilor, inspirat din Psalmul 136, în care se spune așa, că nu o să-l cităm pe tot, la râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns. Românii, voi cei care sunteți în, așa zisa diaspora, stăm și plângem. Eu însumi mi-am plâns probabil destul în cei 15 ani de zile. Cel mai grav este, din păcate, ca să nu mă raportez doar la cei din străinătate, că stăm la râul Babilonului și plângem la noi în țară. Și acest lucru ar trebui să ne dea de gândit și de înțeles. Să nu mai fie un la râul Babilonului, să ne aducem aminte de el. Și pentru că s-a vorbit și să mai iau doar de cuvinte, că așa fac și cu studenții mei, de mișcare. Mișcarea SOS România. Și o să vin cu un alt exemplu din Scriptură, ca cel ce am studiat și teologie. Și anume, auzim la fiecare sfeștanie, la fiecare simțire a apei, această evanghelie scurtă. Și anume că, la scăldătoarea Bitesda, din când în când, un înger al Domnului cobora să tulbure apa, să o miște. Și cel care intra prima dată în această scăldătoare se făcea sănătos. Mântuitorul găsește acolo, la scăldătoare, un slăbănog de 38 de ani, spune Evanghelia. Și zice, tu de ce stai? Păi zice, nu am om. Și ca să fac analogia, am discutat de foarte multe ori, nu, cu cei din străinătate și cu cei de acasă. De ce nu faceți ceva? De ce vreți să rămâneți aici? De ce nu vreți? Pentru că nu are cine să ne ajute în țară. Adică nu am om. Acum, om este. Oameni sunt. Urmează ca dumneavoastră să lăsați acest slogan deoparte, că nu am om, urmează ca dumneavoastră să înțelegeți că a ne complânge, nu doar plânge, complânge, ajunge că avem om, pe 1 decembrie să ne prezentăm la vot, să ne cercetăm conștiința și să nu uităm să ancorăm educația în spiritualitate și în tradiție. Căci fără acestea, toate cad. Inclusiv codurile juridice. Vă așteptăm la vot și vă îmbrățișez cu tot dragul pe toți. Noi, cei de acasă și cei din străinătate. A, că mi-am mai adus aminte de ceva, că dacă tot mă aflu la București, o vin mai rar, fiind cu Camăcăi de prin Moldova, și mă duc acolo de regulă, pe tank, parcă așa mi-aduc eu aminte, că pe tankurile de la Revoluție este ea libertate. Nu mi-am, eu personal, ca istoric, ca teolog, nu mi-amintesc să fi scris LGBT, UE, NATO, MATO sau mai știu eu alte, ci libertate. Libertatea pleacă din conștiință. Doamne ajută! O să-l rog acum pe Călin Marincuș, reprezentant Cluj, locul 3, Camera Deputaților Cluj. Dar șocarul suprem. Și șocarul suprem, dar nu vroiam să candideze. Dar pot să spun că da, mi-am exercitat acțiunea de teroristă în sensul de a-l obliga să candideze. Te rog, Călina. Eu sunt Adelian, să fiu mai scurt. Nu am prea multe bine, de spus. Bine, dar că nu vorbești foarte nu. Prea multe de spus, nu am, s-a spus până acum. Dragilor, ceea ce vă spun eu în general pe live-ul, SOS este partidul care va spune stop tuturor aberațiilor împotriva românilor aici în România. Am în spatele meu cel mai cunoscut și tare politician din Europa. Avem o garnitură de șoșocari superioară, intelectual, fizic și cum vezi voi, oricărui partid din România, așadar, pe 1 decembrie, noi putem reprezenta pentru voi speranța și răzbunarea multora. Votați SOS România și
și vom fi tari. Doamne ajută! Doamna Cornelia Bielțiu Dăncuș, numărul 1 deputat Ilfov, doamna cu care ne-am ajutat enorm de mult în problema oilor omorâte și care îi mulțumesc din suflet că ne-a ajutat să stopăm omorârea lor. Da. Președinte Organizației Județene Ilfov. Ilfov, da. Bună seara dumneavoastră și tuturor celor care ne vor asculta în zilele următoare, că poate nu toată lumea este live. Hai, nu mai fi emoționată. Da, sunt un pic emoționată, pentru că... Ești la tine acasă. Da. Să-i mulțumim că ne-a oferit acest spațiu pentru campania SOS de parlamentare și de prezidențiale interzisă. Da. Nu se știe. Da, vorba ta. Da. Da. Am o experiență vastă în domeniul fiscalității și sanitar-veterinar, administrativ, am condus și instituții publice, fără să fiu în vreun partid. Am pe domeniul sanitar-veterinar în ultimii 15 ani am încercat să fac și am și rezolvat multe lucruri. Am fost și eliberată din funcție abuziv de vreo 3 ori, iar cei care m-au eliberat au ajuns în pușcărie, unul chiar are 8 ani jumate cu executare. Doar atât? Doar. Da. Păi inițial, da, inițial... Deci nu e bine să o eliberăm din funcție. Da. Da, pentru că la noi delegarea de atribuții și competențe în instituția publică e o modă. Și atunci stau liniștiți că, uite, vine un prost și semnează în instituția publică. Eu n-am semnat absolut nimic, ce nu era legal. Deci instituția publică și a ajuns stat în stat, fac lucruri pe care românii, de care românii s-au săturat și avem exemplu cu ciobanii, pentru că instituția publică, în speța NSVSA-ul, pe lângă că și-a încălcat propria legislație, a venit ea cu putere de plină ca să facă ordine în România în ceea ce privește oile și înainte de asta a fost cu pesta porcină africană, tot o găsemiță de a scurge banii României și banii europeni, dar văd că toată lumea stă liniștită. Păi nu știu, nu o să mai stea mult liniștită pentru că SOS va veni la guvernare și va face o reașezare a României, europeană și poate chiar mondială. Ca să scurtez așa, o să fac tot posibilul ca tot ce înseamnă administrația publică să fie reformată, ceea ce a precizat și doamna președintă în planul de guvernare, pentru că instituția publică este principalul factor prin care se scurg banii românilor, pentru că dacă ea ar fi reorganizată și așezată așa cum trebuie în România, atunci românii vor fi și ei convenit considerabil și fericiți că nu mai aleargă după un cazier fiscal, pentru că dacă instituțiile publice ar corobora între ele, românul n-ar mai sta să-și obțină adeverință. O instituție publică poate să-și ia o adeverință de la o altă instituție publică foarte ușor, fără ca omul să stea în fața calculatorului sau să alerge pe străzi la ANAF. Mai mult decât atât, tot ce înseamnă producătorii români ar trebui să-și vândă produsele în piețele și târgurile noastre, să nu găsim samsari sau din alte județe. Am văzut că în Ilfov vin din alte județe să-și vândă marfa pentru că la ei în județ nu sunt primiți. Nici în piețe, nici în târguri, nu mai zic de supermarket, pentru că sunt ale multinaționalelor și producătorii români nu au acces decât dacă dau așa frumoasa și șpagă, mită și cum se mai numește în România, ca să apuce un loc pe raft. Ați văzut că primele locuri pe rafturi sunt ale celor care ne-au invadat piața cu produse de pe linia
de Europa de Est, pentru că niciun europarlamentar nu a reușit până în prezent să ne scoată de pe linia de Europa de Est și să avem și noi șamponul ăla care îl folosește neamțul, să-l avem și noi în România. Nu, noi folosim produsele care sunt aruncate de pe piețele din străinătate și aduse în piețele din România, ca să nu mai spun cu traficul care se face din Ucraina, cu toate cerealele care vin din Ucraina și care nu sunt verificate pe teritoriul României, deoarece le trec ca tranzit din teritoriul României, se declară tranzit, nu sunt verificate în tresisul de la ieșire și atunci se vând pe piața neagră a României și noi mâncăm acele cerealele modificate genetic. Nu mai spun de modificate genetic, sunt fel și fel de pesticizate. Da, cu pesticide, pentru că pesticidele în România, aceste pesticide care ar trebui verificate de instituții care au laboratoare, de exemplu, ANSVS are 41 de laboratoare în județele din România, dar în România sunt doar două laboratoare la Ministerul Agriculturii pe fitosanitar care controlează pesticidele și asta este o mare problemă, pentru că noi nu vrem să le verificăm, de aceea le lăsăm doar pe două laboratoare. Noi mâncăm la ora asta pesticide din toate direcțiile, odată din România, pentru că ele nu sunt verificate și nu sunt controlate, pentru că la rândul lor sunt samsarii care cumpără din afară și odată ce intră pe la punctele de frontieră, neverificate sanitar veterinar, pentru că mai nou, ce să ne facem că această Românie are puncte de frontieră făcute artificial pe unde trec produsele ale altor state pentru a nu fi verificate. Și nu trebuie la PIF-urile, adică punctele de frontieră ale instituției publice. Deci la noi Ministerul de Interne stă și doarme, nu că stă și doarme, că sigur știe de aceste puncte de frontieră, dar le place ceea ce se întâmplă în România. Când ne mai întrebăm de unde vin atâtea boli la animale, bineînțeles că foarte din multe Ucraina sunt... Din Ucraina, da? Pentru că vin sunt... prin Tulcea și prin Statele Unite. Și mai mult decât atât, trasabilitatea animalului trebuie să fie punctul forte, pentru că de aici știm ce mâncăm. Mai mult decât atât, sistemul de identificare al animalelor, SNIA, care nu este, cred că nu este actualizat de când l-am înființat, ar trebui să fie periat acest sistem de identificare, pentru că de aceea nu știm încă de unde Cica a venit această pestă a micilor rumegătoare la oi și atunci Ministerul APIA dă subvenție așa pe ce încărcătură există în acel sistem de identificare al animalelor, pentru că pe acest sistem de identificare al animalelor se plătesc și acțiunile sanitar-veterinare ale medicilor veterinari de liberă practică. Asta e o altă poveste foarte grea pe care românii nu o știu, dar o să pun eu la punct când o să ajung deputat în Parlamentul României, pentru că ne-am săturat de scurgerea banilor care se face prin instituțiile publice și ar trebui ca noi românii, când venim la vot în 1 decembrie, să ne gândim că acea ștampilă pe care o punem pe buletinul de vot pe SOS România înseamnă bani mai mulți în buzunar la noi, liniște în ceea ce privește legislația românească și mai mult decât atât, că ceea ce mâncăm este bun pentru noi, pentru familiile noastre și pentru străinii care vin să ne viziteze, că mănâncă și ei sănătos în România și ar trebui să-i intereseze. Deci cam asta este ceea ce ar mai fi multe de spus, dar s-au cuprins atâtea subiecte și o să le mai spunem pe parcursul campaniei, ca lumea să știe că SOS România are nu numai specialiști, are oameni care se luptă cu sistemul, se luptă cu nedreptățile care se fac și prima care a suferit înaintea noastră este doamna președintă, pentru că a fost respinsă de la candidatură, dar poate Dumnezeu face dreptate în absolut tot ce înseamnă această țară. Mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Suntem în întârziere, pentru că la ora 22 o să vedeți ce n-a mai văzut Parisul. Astăzi România TV a venit aici, în sediul nostru, să-mi iau un interviu. Interviul a durat o oră și 40 de minute. Domnul Bistriceanu mi l-a luat. Ce am putut să spun acolo este exact din categoria dețin informații care ar putea să distrugă NATO și Uniunea Europeană.
fiți foarte atenți de la 22 la România TV dacă au curajul să dea interviu. Să vedem cât au restrâns din el, eu sunt foarte atentă, dar înainte să terminăm vreau să-i dau cuvântul unuia dintre cei mai longevivi consilieri ai mei, care este numărul 1 Senat Constanța și care stă în spatele telefonului în acest moment, domnul Clement Sava, teolog la origine. Domnul teolog. Da? Să mă enervez doar după aceste alegeri, dar românii nu înțeleg. O să vorbesc în termeni biblici despre Apocalipsa care e Paște. Nu vreau să vorbesc, să spun cuvinte mari, dar România va intra în Apocalipsă dacă SOS România nu primește mandat din partea cetățenilor să salveze această țară. Gândiți-vă la Apocalipsă în toate formele ei. Mare parte din tendințele de sclavizare, de sărăcire, de anularea libertăților și drepturilor le-ați văzut deja și erau doar încercări. Gândiți-vă cum vor arăta aceste încercări în momentul în care nu va mai fi o forță, o mișcare națională, cum este SOS România, care să le oprească. Cum a fost Diana Iovanovici-Oșoacă și luptătorii din Civic, care au fost alături de ea atunci când au luptat împotriva pandemiei, atunci când au luptat împotriva lorii copiilor și altor măsuri similare. Gândiți-vă ce se va întâmpla dacă nu va mai exista această voce, acum întărită de un partid, de mișcarea SOS România, și aveți tabloul Apocalipsei. Nu spun cuvinte mari, toți colegii mei știu că eu sunt moderat, sunt rațional. Ești vocea conștiinței. Nu cred în minuni, dar dacă nu faceți o minune pe 1 decembrie, o să vedeți capitolele de la finalul Apocalipsei. Vă rog să le recitiți, pentru că în modul lui vizionar, da? Fără terminologie tehnologică, fără să aibă cuvintele pe care le folosim noi astăzi, o să puteți identifica acolo în Apocalipsă foarte multe dintre măsurile de transumaniste, măsurile de control tehnologic, armele și puterile aproape paranormale pe care le dezvoltă tehnologia în ziua de astăzi împotriva oamenilor, nu în folosul lor. Citiți Apocalipsa și atunci veți vota SOS România. Și asta e valabil numai pentru România, de aceea SOS România are puterea pe care are la nivelul Europei și e din ce în ce mai influentă prin liderul său și la nivel internațional. Nimeni nu înțelege ce se întâmplă pe lume dacă nu citește Apocalipsa în ziua de astăzi și mi-amintesc de ceea ce spunea un filozof. Citind știrile în fiecare zi, am impresia că citesc din nou și din nou Apocalipsa. Citesc din memorie fraza aia puțin diferită, da? Deci ori vă uitați la știri și vedeți Apocalipsa, ori citiți Apocalipsa și veți înțelege știrile. În ambele dintre situații există o singură soluție. Votați SOS România. Aveți aici un martir al neamului românesc, care tocmai a dezlegat blestemul neamului românesc la Parasasul de la Plăviceni. Dar cel mai important este ca noi înșine să ridicăm acest blestem, pentru că astfel îl aducem din nou împotriva noastră. Îl aducem iarăși, da? Dar faptul că l-a ridicat Parasasul de ieri, nu înseamnă că el nu se poate, da, readuce, că nu putem să cădem din nou în păcat. Deci, 1 decembrie, avem de ales, cum spune și în Biblie, între bine și rău, între moarte și viață. Nu sunt alegeri politice. Nu vă gândiți că mai avem încă 4 ani în care să stăm, să ne mai gândim, să mai evaluăm, vedem ce se mai întâmplă. Aveți 1 decembrie sau nu mai aveți nimic. Să nu vă speriați, dar vă rog să vă speriați foarte mult. Mulțumesc din suflet, evident că mai erau mulți specialiști, mai avem și o mică ședință cu toți ceilalți, dar având în vedere că eu mâine mă duc ca o pacoste peste Parlamentul European, ce să fac și eu, dacă am postul la Bruxelles, mă duc la Bruxelles. Eu și cu diaspora, nu? Sau mă rog, românii din străinătate, că eu totuși sper că mă mai întorc acasă. Adică, da. Am spus, dacă tot ne-am întâlnit aici, am rugat frumos să facem prezentarea programului de guvernare, pentru că de-abia a început campania electorală și ca acești minunați porumbei ai păcii să își ia zborul în campanie, în întâlnirea cu poporul român. Pentru că eu o să mă întâlnesc cu românii din străinătate, în cea mai mare parte, și ulterior, când voi veni în România, vine sâmbătă, duminică, voi fi pentru români
și voi merge în câte județe, în cât mai multe județe voi putea. Încerc să reiterez și să întrec un pic prestația nebunească de la europarlamentare, însă acum trebuie să știți ceva. Acum s-a dezlegat blestemul. Mi s-a spus de către foarte mulți preoți și monahi să fiu atentă, pentru că e nevoie de vreo 48 de ore ca tot ce înseamnă aceste spirite de pe lumea cealaltă, care au fost invocate de către noi încă dinainte de apariția creștinismului lui Iisus Hristos, pentru că prin legile belagine și prin tot ceea ce a fost înainte, noi am fost creștini înaintea tuturor timpurilor. Vreau să am eu spus să am grijă și să rămân în rugăciune și să rămânem cu toții și să vedem ce se va întâmpla cam după 48 de ore de la această slujbă. Eu urez poporului român să creadă cu adevărat. Ați văzut că până la evenimentul de ieri la Mănăstirea Plăvicen, toată presa era invadată de anunțul acestui parastas unic în lume. Când a fost plin de presă, inclusiv presă internațională. Când au văzut, cred că au fost 600-700 de kilograme de colivă. N-a mai rămas nimic. Vreau să vă spun că după ce au văzut puhoiul acela de lume, la un moment dat erau 4 kilometri de mașini în blocaj. Atenție! 4 kilometri! Când au văzut puhoiul de lume, mii de oameni și-au dat seama că SOS România este o mișcare. O mișcare de trezire spirituală. Și din acel moment s-au gândit ce facem. Dăm sau nu dăm știri despre ce s-a întâmplat la Plăviceni? S-au gândit să-l interzică. S-au gândit să-i atace pe preoți. Dar cum poți să ataci un parastas în care ai dreptul să menționezi orice nume? Și cum poți să anulezi efectele unui parastas când parastasul este o esență a ortodoxiei? Le mulțumesc tuturor celor care au participat la acest parastas și le mulțumesc inclusiv celor de alte religii care au participat. Au vrut să vadă cum e. Le mulțumesc ardelenilor care au venit din zone în care coliva nu există și ne-au ajutat. Și vreau să vă spun că tot ce a fost acolo produs a fost produs din curtea ciobanilor, din curtea crescătorilor de animale, din curtea legumicultorilor și totul frământat de mâinile noastre. Iar nuca a fost pisată ca pe vremuri cu cărămida, cu piatra, inclusiv copiii. Ne-am întors către tradiție, pentru că asta înseamnă parastasul. Ne-am întors în timp să le mulțumim întaintașilor noștri că datorită lor, luptei lor și existenței lor, existăm pe acest pământ. Ne-au lăsat o țară la cheie și ne-am bătut joc de ea, cum spune domnul general Radu Teodoru. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost la acest parastas și vreau să fiți conștienți că aveți o mare răspundere și avem cu toții o mare răspundere. Pentru a putea pune în practică renașterea și schimbarea României, trebuie multă credință, smerenie față de Dumnezeu, nu față de trădători. S-a ridicat blestemul, dar românii trebuie să merite un conducător care să-i salveze. Dacă poporul român nu va realiza aceste lucruri, dacă nu se va căi pentru felul în care s-a bucurat cândva de moartea conducătorilor noștri în seara de Crăciun, blestemul acela în ceea ce-i privește nu se va ridica niciodată.
Să le mulțumim preoților care au avut acest curaj, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat o zi atât de frumoasă, călduroasă, cu un soare extraordinar care ne-a încălzit și la propriu și la figurat. Să le vreau să vă mulțumesc tuturor și vreau să înțelegeți că acest program de guvernare nu este perfect, este perfectibil. Și vă așteptăm cu propunerile voastre în toate domeniile. Vreau doar să vă rog să votați SOS România. Nu pentru mine, nu pentru ei. Toți sunt realizați în domeniile lor. Absolut toți. N-au nevoie de nimic. Votați SOS România pentru voi. Voi ați cerut acest partid. Vi l-am făcut. Ați cerut profesioniști. V-am adus. Nu mai aveți decât să faceți o acțiune de a vă ridica din pat, de a vă ridica din inactivitate, de a vă face o cruce creștinii, o rugăciune celelalte culte în cultul vostru și să vă duceți la vot pentru voi și copiii voștri. Pentru că noi nu vă promitem și nu vă arătăm chestiuni scrise pe promisiuni. Noi vă aducem cu noi faptele noastre, mai cu pregnanță din 2020 până anul ăsta. Eu nu vă cer votul ca ei promisându-vă prostii. Eu vă cer votul pentru voi, pentru că nu există altcineva să poată să vă conducă către bunăstarea pe care o visați, către independență și suveranitate. Avem echipă, oameni valoroși, merituoși. Asta vreau și eu pentru mine și copiii mei. Vreau o țară nu ca afară. Vreau o țară ca România mea milenară. Vreau o țară frumoasă, bună, cinstită, onorabilă, demnă și plină de credință și pace. Îmi vreau țara și oamenii mei ai țării mele înapoi. Numai voi puteți face asta. Puneți ștampila pe SOS România. Puneți ștampila și eliberați-vă. De 1 decembrie, fă-ți cadou române, România unită, liberă și suverană. Votează SOS România.